Salutare jupânilor, eu sunt Surat și bine ați venit la un nou episod de Rocket League. Am zis să mai dăm și din acest joc un episod, o să jucăm un 1v1, dar înainte să ne găsească un match, chiar acum îl caut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal. Dacă mai vreți episoade din Rocket League și de ce nu, dacă mai vreți episoade pe canalul de YouTube și serii noi și etc. etc. Hai să vedem. Hai că în 3, 2, 1 începe meciul. Sper să-l câștigăm. Sper din tot sufletul să câștigăm meciul. Arena îmi place. Ce e? Pro. Numai cu dăștia mă dă. Ok. Hai că am început frumos, frumos pe echiparos. 1-0, Surdaciu. Am fost rapid aici, am luat și boost-ul. Arcul m-a sărit, știe să sară omul, frate. Știe să sară. Mi-e frică puțin de el, dar dacă pierd, măcar am o scuză că a fost mai bun ca el. Că a fost mai bun ca mine. Fiindcă nu, e pro, nici măcar semi-pro nu sunt, fiindcă... Îmi trebuie boost-ul ăsta. Hai să așteptăm mingea. Iha. Vreau să mă distrez, v-am zis, de aia m-am apucat și de YouTube ca să mă distrez împreună cu comunitatea mea. N-am boost. Ah, și-am ratat mingea. Dacă o luam acolo. Acum îmi dă gol, da. Bravo lui, frate. Adică din greșeala mea mi-a dat gol. Dar nu-i nimic, mai avem destul timp. Trebuie să ne concentrăm. Hai mă, dă skip. Știu că ești bun, dar mă bat și cu tine, practic. Mi-a dat save. Ce frumos. Hai să o luăm pe aici. Haide, du-te! Este 2-1, ce frumos am dat-o, ce frumos pe echiparos, pe Vuzavu, pe Chioșcuse. Aici mi-a plăcut cum l-am fentat, am dat-o în partea cealaltă. Și ușor s-a dus mingea în poartă. Hai că am dat două goluri, nu-i rău. Ok. Trebuie să o scoatem de pe traiectorie. Nu l-a boost-ul. Nenea. Nu l-a luat. Haide. Hai că am împins-o. Ia uite mă, nu știu dacă mergea sincer. Ok. Bă, dacă pierd, vă zic, măcar am dat și eu două goluri. Nu cred, din nou pe greșeala mea iau gol, frate. Pe o deviere nasoală. Aproape la jumătatea meciului jupânilor. După ce că e pro, mai are și noroc. Nu-i nimic. Hai să vedem. Haide, eu n-am noroc, doar el are. Da, așa cum mi-o dă de 3. Așa ceva, frate. Așa ceva. Pregătiți-vă de un comeback. Presimt un comeback. Presimt un mare comeback. Adică el a putut să revină, noi de ce n-am putea? Hai să vedem. Fiindcă el e prost, Surdaciu, și tu nu ești. Nu l-am bubuit, mă? Ok.
Ah ouais, tellement. Ah, că puteam să o sar să-i dau un colț așa. Un colț de pâine. Ah, uite, băi! Ce mărșovie a făcut, da? Nu-i nimic. Am ratat mingea și mi-am dat tot boost-ul. Trebuia pe colțul celălalt soart. Haide, ah, prea tare, prea tare. Mi-a dat centrare, mi-a dat punct pentru centrare, gen. Hai, mă. Iha! E, până la urmă e bun omul. A, uite, se duce tot pe partea mea. Trebuie boost, îmi trebuie boost. Oh my god. Nu mi-a dat... Ah, m-am mai și bubuit. Așa ceva, mai avem un minut, frate. Haide, gol! Nu e gol. Păi, și credeam... Haide că e gol! Cum a scos-o, frate? Și nu mi-am luat nici boost-ul. Băi, băi, pierd la limită și nu-mi convine. Hai, du-te! Du-te! Gol! Bine, tată! 3-3! Hai că am revenit în joc, frate. Hai că nu, am dat-o bine. S-a văzut. Nu mai avea cum să o scoată. Acum, cred că mergem în prelungiri, jupânilor. Fiți pregătiți. Surdaci o să facă tot posibilul să câștige pentru voi. Dar nu. Oh, n-am avut buscă. Îl executam cu parul, cred că. Oh, cum ai lovit-o, surdaciule, mâncați-aș gura ta. Hai, revino-ți, mă, că poți. Aoleu, am dat-o în partea cealaltă. Mă face că... Nu, nenea! Wow, cum am scos-o în ultima secundă, frate! Băi, overtime, ne bătea! Dar uite că mergem în overtime. Ah, dacă am fi băgat-o, jupânilor, dacă am fi băgat-o pe Vuzavu. Haide. Și! După ce că am scos-o în ultima secundă și am băgat meciul în prelungire, îl și câștigăm, fraților. Îl și câștigăm. Victoria asta o dedic pentru toți jupânii mei frumoși și generoși. Super tare, fraților. Hai să facem niște jumbușlucuri. Iha! Da, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. 4-3. Un episod și un meci cu foarte multe goluri. Eu am fost Surdacio. Voi ați fost și rămâne cei mai tari jupâni. Și până data viitoare, dăm cu pace, stimă și respect.